Președintele PNL Olt Liviu Voiculescu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții mass media local. El le-a făcut ziariștilor o radiografie a deciziilor luate de conducerea organizației. Cele mai multe au vizat organizația Corabia. Aici, conducerea a fost dizolvată și de coordonarea acesteia se va ocupa în interimar un consilier județean. În urma analizei activității organizației Orășenești Corabia, s-a luat decizia dizolvării biroului politic local de acolo și numirii unui președinte interimar în persoana domnului George Ciucu, care este consilier județean al Partidului Național Liberal, și formarea unui nou birou politic local. Liderul PNL Olt și-a exprimat încrederea în noul lider al structurii corăbiene și asupra capacității acestuia de a o retrezi la viață. La ședința de aseară, domnul Ciucu ne-a înaintat un birou interimar format din 19 persoane. Voiculescu a mai anunțat că unul dintre prim vicepreședinții săi și-a pierdut funcția din cauza absenteismului de la activitățile politice derulate în ultimele luni. El a anunțat și numele celui care a fost promovat într-o funcție superioară. Decizia este una surprinzătoare, având în vedere faptul că între conducerea PNL Olt și cea a organizației Balș exista încă de anul trecut o ruptură. Biroul politic județean a luat act de încetarea de drept a mandatului de prim vicepreședinte al doamnei Ioana Gherghiță, ca urmare a acumulării mai multor absențe consecutive de la ședințele acestui birou, și pot să vă spun că de anul trecut dumneei din luna octombrie nu a mai participat la niciun fel de ședință, nu a mai avut niciun fel de activitate pentru Partidul Național Liberal. Mi-ar fi plăcut, așa cum am văzut în ultima perioadă, că dumneavoastră este foarte activă pe rețelele de socializare, să fi fost și în cadrul filialei noastre și probabil în acea situație nu am mai fi ajuns aici. De asemenea, biroul politic județean a fost completat pe funcția de vicepreședinte pe domeniul justiție, administrație publică, siguranța cetățeanului, cu domnul Hristea Marian, este administratorul public al orașului Balș. Astfel că organizația Balș, organizație extrem de importantă pentru filiala noastră, are reprezentativitate în biroul politic județean pe o funcție de vicepreședinte pe domeniul pe care vi l-am spus mai devreme. De asemenea, au fost cooptați doi membri noi, este vorba despre președintele organizației Strejești, doamna Mariana Ungureanu, și de către domnul Beniamin Ologeanu Beniamin de la Sconicești, pe funcțiile de membri. Președintele PNL Olt Liviu Voiculescu a profitat de întâlnirea cu ziariștii pentru a invita să participe la lucrările Comitetului Director Județean, care urmează a avea loc pe 12 mai.